Bună seara, bine ne-a regăsit la emisiunea în Arenă, dragi telespectatori. Sunt Codruț Burdujean, invitatul meu din această seară este Paul Iurea. Bună seara. Bună seara, Codruț, bună seara telespectatorilor acestui post minunat Litoral TV, care este alături de noi și de problemele cu care ne confruntăm noi în Dobrogea și în România. Și iată, sunt destul de serioase dacă Paul Iurea, chiar de ziua lui, la mulți ani, mulțumesc, a venit la Litoral TV. Da, niciodată n-am să refuz acest post, să nu-i dau concursul în problemele pe care nici nu contează că e vârsta mea, importantă este țara. Astăzi împlinesc și o vârstă, dar mai la important mulți este să vorbim de sănătate și de viitorul acestei țări. Și să ne regăsim la fel de plin de energie pe baricade, Vama Verde, Paul Iurea, Vama Verde, da? Pentru a ne apăra pământul și apa Dobrogei. Iată, am și un ceas interesant, îți mulțumesc, este un ceas antifracturare, da? Da, este un ceas pe care noi îl promovăm. Avem o sondă în cădere cu un om mic, probabil un țăran de la Pungești, care se luptă să-și apere viața. Apa, aerul și pământul. Paul Iurea, iată, ne mai despart doar câteva zile de la ziua globală de luptă împotriva fracturării hidraulice. De câțiva ani, omenirea nu e numai lupta românilor, a celor care s-au informat împotriva acestei tehnologii otrăvitoare numită fracturare hidraulică. Și vorbim despre fracturarea hidraulică de mare volum. Specialiștii tot critică, spun că fracturarea hidraulică există de peste 50 de ani, chiar este inventată de un român, de către un specialist român de la Ploiești. În schimb, cea de mare volum are cu totul altă însemnătate atunci când vine vorba de impact asupra mediului. Că vorbim de gazele de șist sau că vorbim de fracturarea hidraulică la geotermale, această tehnologie este foarte dăunătoare. Dragi spectatori, vom atinge mai multe subiecte pe parcursul acestei emisiuni, care este mult prea scurtă pentru a intra foarte mult în detaliu. În urmă cu ceva timp prezentam situația dezastruoasă a parcurilor din Dobrogea. Iată, și Mangalia se confruntă cu o situație de criză și Constanța. În Constanța se taie și ultimile spații verzi care au mai rămas. Urmează un parc în apropierea școlii generale numărul 11 de pe Mihăileanu, nu, pentru a se construi în mod dubios niște construcții, niște blocuri sau mai știu eu ce, de către administrația locală. Un alt spațiu din zona respectivă a fost tras și au existat niște articole în presa locală despre niște controversate nume implicate în afaceri imobiliare cu apropiației primăriei. În paralel, vreau să vă atrag atenția și să vă invit mâine, iată, nu peste tot se distrug parcuri, în Năvodar se reabilitează sau chiar se construiesc. Mâine, de la ora 11, ne vom vedea pe zona de vest a Bulevardului Năvodari, fostul drumul județean 226, deci practic puțin mai sus de giratoriul cu delfinii. Da? Se va da în folosință aici un spațiu cu spații verzi, foișoare de lemn, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, piste pentru bicicliști. Parcă vorbim de lume civilizată, Paul, nu? Da, foarte frumos. În drum spre redacția dumneavoastră aici la Năvodare am văzut niște spații verzi foarte bine amenajate. Extraordinar este de cum să vă spun, jos pălăria în fața Consiliului Local de aici, care a luat atitudinea primarului, care reușește să creeze un spațiu verde, nu să-l distrugă, pentru că băieții ăștia de 25 de ani au jefuit țara în fel și chip. Acum se îndreaptă asupra parcurilor. Știm de Parcul Tineretului. Ați văzut primarul de la Iași, a tăiat niște tei. Puneau Eminescu, sunt simbolul național. Sunt un simbol național. Eminescu este românul profund, românul pur, românul, e poezia neamului românesc. Cum putem tăia acei tei? Cum putem tăia acei tei? Trebuie să plantăm. Da. Să plantăm. Vom intra în legătură cu mai multe personalități, specialiști în protecția mediului. Vom vedea care este impactul asupra oamenilor. Nu putem să trăim înconjurați de betoane. Încă o dată, iată, Nicolae Matei, chiar și de acolo, de unde este închis,
iată, își face prezența în mijlocul năvodărenilor, se plantează copaci, se dau în folosință spații pentru copii. Și iată, mai sunt doar câteva zile până când ne vom întâlni să ne rugăm împreună, pentru că Sfânta Parascheva este protectoarea orașului Năvodari. Și aici există credință în Dumnezeu și oameni care vor să facă ceva pentru semenii lor. Pe de altă parte, vom discuta și despre biobazele din județ. S-au făcut afaceri de miliarde prin uciderea acestor ființe nevinovate, câinii maidanezi. Le vom lua pe rând, o să-i rog pe colegii mei din regie să difuzeze un filmuleț realizat anul trecut în zona Farului din Constanța. Câteva imagini despre modul în care se taie copacii de pe alei. Vreau să vă spun că nici până astăzi nu s-a plantat niciun fir de iarbă sau niciun alt copac în locul celor care sunt rași. Să le urmărim. Îi rog pe colegi să mă anunțe când este gata. Îl vom ruga să intre alături de noi și pe avocatul Mihai Rapcea, avocat de mediu, care, iată, va discuta pe marginea unei sesizări făcute de americani guvernului. Iată, propun aceștia 6 măsuri împotriva defrișerilor ilegale. Deja defrișerile ilegale din România sunt o problemă internațională. Iată, guvernul primește sesizări internaționale pentru stoparea mafiei și a distrugerii pădurilor care afectează comunități întregi. Și vedem acele defrișeri care duc la alunecări de teren și așa mai departe. Și pierdere de vieți omenești de-a lungul timpului pentru care niciun politician sau ministru al mediului nu a răspuns. Pentru că ei sunt vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Da. Dacă o viață este pierdută din cauza acelor inundații create de alunecările de teren în urma defrișărilor, ei trebuie să răspundă. Nimeni nu a răspuns, nici măcar cu o scrisoare de scuze față de familiile de acolo. Că au fost nenumărate inundații care ne-au prins așa pe picior greșit, nepregătiți fiecare an. Vine iarna acum și iar ne Mihai Rapcea este pe telefon? Da. Bună seara, Mihai Rapcea! Da, încă nu este gata legătura. Probleme. Un bun avocat, Mihai Rapcea. Bun avocat, s-a implicat în foarte multe. Vom discuta, iată, să citesc din articolul apărut în ziarul Gândul. Oamenii de afaceri americani critică modificările pe care ministrul Doina Pană vrea să le aducă actualului cod silvic aflat în prezent pe masa Comisiei de Mediu de la Camera Deputaților. Ei se arată profund îngrijorați de faptul că schimbările nu vor descuraja defrișerii legale care ne-au adus prejudicii de 5 miliarde de euro în primii 12 ani de la Revoluție. Și ar putea să înrăutățească situația românilor aflați în zonele predispuse la inundații și alunecări de teren. Vom continua pe marginea acestui subiect. Pe de altă parte, nu pot să nu trec indiferent chiar și peste uciderea celor urși. Iată, se punea problema că iarăși au început să scotocească de foame prin anumite orașe. La noi nu se pune problema de a repopula anumite zone, ci imediat se duce presa să ia interviuri cu vânătorii din... Deci este o chestie absolut primitivă, dar nici măcar în zonele tribale nu vom vedea atât dispreț față de viață. Da, țin să reamintesc că acum văd o inițiativă bună a doamnei Doina Pană, deocamdată, cu toate că aștept și o poziție referitoare la gazele de șist, la fracturarea hidraulică. Dumnea ei, am înțeles, cu Ministerul Mediului, începând de astăzi, da, avem și țin să amintesc telespectatorilor dumneavoastră că începând de astăzi puteți sesiza la numărul unic de telefon 112 orice abuz de tăiere a vreunui arbore sau dacă vedeți vreun camion suspect undeva prin județul Dobrogea care cară arborii din pădurile care au mai rămas în Dobrogea noastră și așa păduri foarte puține, puteți sesiza 112 la radarul pădurilor, așa se numește, începând de astăzi. E un lucru bun, avem unde să sunăm, acolo numărul este, apelul este înregistrat,
sesizați orice problemă de mediu. Că pe iată care și aveți. Măsurile sunt referitoare la tăierea pădurilor. Da. Este interesant să cităm și mi-a după asta vom vedea filmulețul realizat anul trecut și difuzat deja, pentru a ne aminti, vreau să reamintesc cu această ocazie, că acolo unde se taie copaci, slabe șanse să mai fie plantați alții. Deci ce propun americanii de la MCM? Solicită guvernului să ia măsuri ferme pentru a scăpa de defrișirile ilegale. Și propun următoarele puncte. Inițierea unui moratoriu de minim 6 luni în vederea suspendării concesiunilor și a licențelor de exploatare forestieră și verificarea tuturor aspectelor legale și a documentelor ce au stat la baza emiterii acestora. Intensificarea controalelor efectuate de autoritățile abilitate în domeniul forestier și aplicarea de sancțiuni prompte și proporționale cu impactul cauzat. Măsuri imediate în cazurile de defrișări ilegale și retrocedări abuzive supuse atenției publice de diferite părți interesate și sesizarea organelor abilitate. Extinderea imediată a implementării sistemului de monitorizare în timp real a transporturilor de material lemnos în toate județele. Inventarierea zonelor afectate de defrișări masive și stabilirea unui plan național de reîmpădurire. Stabilirea unor strategii, politici și programe responsabile și coerente de protejare reală a fondului forestier, biodiversității și mediului în general, dublate de măsuri de remediere și implementare sistematice cu consultarea societății civile, mediului de afaceri și a comunităților. O societate civilă nu cere nimeni niciun fel de părere. Iată, cobor din bloc și nu dau decât peste beton. Vom vedea și care este ce ascunde această betonare masivă, că se pare că cineva are de câștigat și din această afacere. Să urmărim acel filmuleț, vă rog. Îl avem la telefon pe Mihai Rapcea. Bună seara, avocat în cazurile de protecție a mediului. Bine ne-a regăsit, Mihai Rapcea.
Bună seara! Iată, am vorbit ieri despre o problemă. Țara noastră duce, este asaltată de probleme. Astăzi vorbim despre mediu. Și foarte important, am inclus în acest cuprins al problemelor ecologice din România și distrugerea spațiilor verzi și a copacilor din oraș. Mihai Rapcea, care este efectul asupra oamenilor? Care este efectul betonării și izolării omului în acest spațiu lipsit de viață, fără copaci, fără spații verzi? În Germania, mi-aduc aminte, discutam cândva, era vorba de un oraș unde existau foarte multe situații de suicid, de depresie. Te rog să ne explici mai multe. Deci, a pune foarte mult beton într-un oraș și a nu lăsa copaci și natură în mediul ambient are un efect inclusiv asupra câmpului energetico-informațional al omului. Să nu uităm că copacii sunt niște creaturi care leagă pământul cu cerul. Copacii sunt practic niște relee, niște antene vii care receptează energia solară și pe lângă oxigenul despre care se știe cu certitudine că ni-l oferă, ne oferă mult mai mult. Ne oferă și o anumită energie de tip subtil, a vieții, pe care ei o colectează de la soare și pe care o procesează astfel încât să o poată furniza ființelor vii. Sunt anumite procedee prin care un om poate să-și schimbe efectiv starea sau să se reîncarce energetic dacă se simte obosit sau are energii perturbatoare, doar atingând, întreagăt mergând și atingând cu mâna ramurile unui copac. Se știe despre faptul că în antichitate pentru anumite boli erau promovate mersul cu picioarele goale prin rouă, tocmai pentru că Chiar și astăzi este recomandată această metodă. Da, da. Tocmai pentru faptul că contactul cu natura, cu viul, cu verdele, asigură o reîmprospătare a energiilor, o reconectare la energia naturii. Copacii sunt principalii exponenți ai naturii pentru noi, pentru oameni. Ei au devenit din resurse de energie. Să nu uităm că înainte de vreme existau copaci sacri, existau arbori sacri, existau păduri sacre, inclusiv în tradiția romană, în misterele antice, copacii erau folosiți ca mijloace de comunicare cu divinitatea, cu zeița pământ și chiar cu aspectele acestea personificate ale naturii. Trăim astăzi într-o societate în care mulți care ne privesc acum și aud acest discurs s-ar putea să zâmbească, pentru că nu mai avem niciun fel de contact nici cu natura, oamenii nu mai cred foarte mult nici în Dumnezeu, nu mă refer la toți. Sunt foarte mulți care se confruntă cu o criză spirituală. Oamenii când ajung în nevoi, când ajung să se îmbolnăvească, se întreabă oare ce am făcut eu, ce am greșit ca să mă îmbolnăvesc. Biserica spune că ai păcătuit. În schimb, medicul naturist spune du-te și reîncarcă-ți izvoarele energetice, schimbă-ți dieta, mănâncă vegetarian, încearcă să te reapropii de natură, să te reconectezi, pentru că numai așa te vindeci cu adevărat, eliminând cauza problemelor prin reconectarea la natură. Să nu uităm că întotdeauna alienarea, îndepărtarea de sursa noastră, de mediul în care ne-am adaptat și am trăit vreme de milioane de ani, până la apariția firmelor de betonat. Până la apariția maimuței care ne-a făcut să fim legați într-un mod mult mai intim cu natura decât s-ar părea la prima vedere. Facem parte din natură. Și cercetătorii abia acum descoperă uimiți faptul că, într-adevăr, plantele comunică între ele, că există o activitate electrică a copacilor, a plantelor în general, și că chiar doamna Maria Agădeanu, care era unul dintre experții cercetătorii în acest domeniu, are un documentar prin care demonstrează că plantele resimt sentimentele, emoțiile oamenilor și chiar agresiunea, intenția agresivă a acestora. Bun. Pe scurt, sintetizând, Mihai, pentru că ne limitează foarte mult timpul, putem să vorbim despre o alienare a omului modern în lipsa contactului cu natura, nu? Acum o să spun de partea a doua, că în momentul de față defrișarea ne afectează într-un mod drastic. În orașe crește cantitatea de praf pe care autovehiculele o ridică, iar copacii nu mai pot să o rețină. Perdeaua de copaci praf, care se planta de-a lungul drumurilor nu mai poate reține praful. Praf care intră în case, în plămâni,
Dacă ne uităm, mai ales gospodinele, știu, care șterg toată ziua praful, știu cât praf se așterne și asta este datorită faptului că nu mai avem atâția copaci cât ar fi necesar pentru a avea o viață în armonie cu natura. Iată, povesteam la început, Mihai Rapcea, mai fac anumite intervenții, de faptul că în multe orașe se distrug și spațiile verzi care există de pe vremea comuniștilor sau dinainte, nu? Să ne raportăm doar la perioada recentă. Dar iată, sunt și, este cazul Năvodarului, orășele unde se creează spații de recreere, de plimbare, alei pentru bicicliști, nu? Ca să ia somul, să facă sport, nu să să-și împartă viața între șaurmerie, servicii, casă. Da. Problema care se pune este că lăcomia care duce de altfel și la despădurile iraționale, masive, nu numai la nivelul Amazonului, ci și în Ardealul nostru, aceeași lăcomie îi împinge pe unii dezvoltatori imobiliari să pună ochii pe anumite spații verzi care erau, din punctul lor de vedere, ineficiente economic, exact așa se spune în rapoartele consiliilor locale ale primăriilor, și să se încalce practic dreptul la recreere, dreptul acesta al comunității la o viață în natură, de dragul unor interese particulare ale unora care sunt mână-mână cu potentații locali. Și astfel ne dispar spațiile verzi, părculețele, locurile de joacă pentru copii care sunt în mijlocul unor astfel de spații verzi și în locul lor apar tot felul de construcții hidoase, apar blocuri ale unor șmecheri care au dat șpaga unde trebuie și astfel de indivizi după aceea ne râd în nas. Și unii chiar mai și îndrăznesc, pentru că de obicei primăria te pune să, în planul zonal de urmărire, te pune să respecti o anumită normă de plantare a unor copăcei. Și îți râd în nas și pun acolo un gazon din ăla printre niște pietrice și zice, gata, am respectat norma de împădurire. Sunt nenumărate cazurile în București. București a devenit piatră seacă. În momentul în care vine vara, Bucureștiul se sufocă, tocmai pentru faptul că nu mai are spațiile verzi care le avea odinioară. Nu mă îndoiesc că același lucru se petrece și în Constanța și de altfel și în alte orașe. Exact, așa am început emisiunea. Povesteam de faptul că, dau exemplu la mine din cartier, două spații rase în decurs de un an. Iată, inclusiv în fața unei școli, au chipurile au reamenajat niște spații de gunoi, din potrivă, vin țigani acolo, iau peturi, e o debandă, o mizerie, așa, au ras o parte din copaci și acum deja le-au aruncat în față niște hârtii că acel teren este revendicat, se ridică nu știu ce mizerie de ciment. Singura soluție este cunoașterea legii de către cetățeni, unirea lor în aplicarea legii. Să nu uităm că noi avem Mihai Rapcea, ești avocat. Ce au de făcut cei care se trezesc iarăși, iată, cu spațiul verde ras și cu blocul în față? Noi în facultate am învățat ceea ce se numește dreptul mediului. Este un drept relativ nou, apărut după Revoluție în România, prin faptul că ne-am racordat la Uniunea Europeană, inclusiv din punct de vedere legislativ, și aplicăm normele europene în materie. Și atunci legiuitorul a impus, dar din păcate nu se aplică cum ar trebui, din vari motive, a impus ca anumiți dezvoltatori, atunci când, de exemplu, creează o benzinărie sau un alt loc, să facă anumite eforturi pentru a obține acordul comunității din zona respectivă a celor care ar putea fi afectați prin respectiva construcție. De obicei, aceste drepturi ale celor din jur sunt încălcate tocmai prin tot felul de manevre dolozive ale potentaților, care fie semnează în fals locatarii și nu află nimeni, pentru că există un dezinteres total la nivel național, fie o mie de alte motive. Dar, în principal, problema cea mai mare o avem prin faptul că oamenii nu se implică activ. Ar trebui să facă meeting-uri, să facă liste de semnături, să se ducă la primărie, să depună la urbanist, la consiliul local, semnături, domnule, noi nu vrem să se desfințeze parcul, noi nu vrem să se facă această modificare, noi nu am fost consultați pentru această schimbare. Vă rugăm să țineți cont de opinia noastră, suntem locatarii din zona cutare. Și în condițiile astea, Consiliul Local nu are ce să facă, atunci trebuie să respecte legea, pentru că există un document, există o poziție fățișă. Ori okay, dacă nu se ține cont și se trece mai departe, atunci se pot face plângeri penale. Mihai Rapcea, îți mulțumim, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.